Primăria Siget a predat către Compania Națională de Investiții amplasamentul pe care urmează să fie construit bazinul de not. Proiectul de hotărâre a fost aprobat și discutat la ultima ședință de Consiliu Local. Bazinul de not ar urma să fie construit pe strada Făget, în zona Fux, acolo unde administrația locală și-a propus de mai mulți ani o dezvoltare prin mai multe proiecte de investiții. Tot aici ar urma să fie construit o bază sportivă, dar și o creșă. După cum cunoașteți, în zona Fux am gândit construirea trei obiective prin Compania Națională de Investiții, respectiv o creșă, bazin de not și bază sportivă. Dacă cu celelalte două obiective stăm destul de bine, cu mențiunea că creșa a fost preluată prin Programul Național de Redresare și Reziliență și va fi finanțată prin acel program, deci nu va fi susținută de către Compania Națională de Investiții. Am comunicat acceptul nostru de a prelua prin PNRR acel obiectiv. În ceea ce privește baza sportivă, acum aproximativ două săptămâni a trecut de Comisia Tehnico-Economică, ceea ce presupune următorul pas va intra la finanțare, sper anul viitor să intre la finanțare și să poată să înceapă lucrările și cu acea bază sportivă. Și mai avem acest obiectiv, respectiv bazin de not, date și agremente, este nou tip de bazin inițiat de către care se construiește prin Compania Națională de Investiții. Predăm amplasament, avem dezmembrările, avem toate avizele. Obligația noastră este de a asigura cheltuielile privind racordurile autorității, energie electrică, apă, canal, gaz sau tip de combustibil care va fi utilizat în zonă. Acolo avem lucrările de dezvoltare a cartierului. Sperăm să prindă contura acel cartier. Mulțumesc! Compania Națională de Investiții va construi bazinul olimpic, iar ulterior îl va preda primăriei, care va avea obligația să asigure utilitățile și întreținerea. Ideea este că a mai trecut un pas și anume se preda amplasamentul, după care urmează documentație tehnică, intră finanțarea, CNE-ul face, după care ne predă înapoi amplasamentul cu bazinul gata construit. Câteva lucruri aici, se estimează că vom avea o cheltuială de vreo 700 și vreo 30.000 de lei pe an cu întreținerea utilități la acest bazin, dar presupun că nu va fi gratuit, va fi cu intrare cu o parte, o mare parte, dacă nu chiar și investiți, se poate și acel bazin. Respectiv, de obligăm că după ce Compania Națională de Investiții ne-l predă înapoi gata construit, pe o perioadă de 15 ani să-l ținem deschis, și să nu-i schimbăm destinația.